Investiții fără rost. Spitalul de urgență Brăila a primit de la Ministerul Sănătății două containere de transport sânge și produse din sânge, însă cadrele medicale nu au reușit să le folosească, din cauza că sunt foarte mari și grele. Sângele este transportat în continuare cu lăzi frigorifice de mici dimensiuni. Ele au fost luate printr-un program al Ministerului. Sunt ca dotare extrem de performante, numai că pentru noi nu sunt utile datorită faptului că au capacitate mică, sunt foarte greu manevrabile, trebuie două persoane să le manevreze. În plus, distanța de la centru de sânge până la noi este de maxim 10 minute, așa fel încât nu au utilitate. Dotarea lor extraordinară e faptul că au un senzor de temperatură în interior și lucrul ăsta permite monitorizarea temperaturii pe parcursul transportului. Ministerul Sănătății a mai achiziționat în 2001 un aparat de autotransfuzie Cell Saver pentru recuperarea sângelui în timpul intervențiilor chirurgicale. Acesta nu a putut fi folosit nici măcar o dată pentru că îi lipsește un modul, cât și instrucțiunile de folosire. Lista investițiilor continuă cu o instalație de tratare a aerului primită în 2007, care a costat peste 200.000 de lei. Aparatura care ar trebui să regleze temperatura în sălile de operație nu a avut nicio șansă să fie utilizată pentru că a ajuns la spital stricată. Noi am solicitat firmei care le-a montat să facă o revizie și să înțelegem ce se întâmplă, de ce nu produc frigul de care era nevoie în sălile de operație și în secția ATI care era în acel moment în zona respectivă. Firma dispăruse. Am consultat o firmă specializată de aici, din Brăila, care ne-a spus la acel moment că instalația a fost proiectată greșit, că acele racorduri care duc către sălile de operație sunt la 90 de grade și nu sunt deloc eficiente, că ar trebui demontată toată instalația, puse niște deflectoare. De fapt, în săli nu se producea răcirea, așa cum era de dorit. De asemenea, la Brăila a mai ajuns și un aparat pentru dezghețarea celor aflați în hipotermie, folosit în special pentru alpiniști. Acesta a fost utilizat de câteva ori pentru persoanele fără adăpost adunate de polițiștii locali pe timpul iernii.